Chinezii de la Winsun vor să revoluționeze industria construcțiilor, după ce anul trecut au prezentat în premieră primele case prototip construite la imprimantă 3D, acum vor să exporte tehnologia la nivel internațional. Pentru a realiza structura și pereții caselor, compania Winsun folosește o mixtură din ciment și sticlă, alături de un liant special chimic, care îi asigură o rigiditate precum cea a cărămizii clasice. Pereții sunt realizați la o imprimantă 3D, care urmează o matrice care, potrivit constructorilor, asigură o izolație excelentă la temperaturile exterioare și zgomot. Realizate din materiale reciclabile, casele la imprimantă sunt construite în numai 24 de ore și costă $4.500 bucata. Firma chineză afirmă că imprimanta poate lucra 24 de ore din 24, astfel că în numai câteva zile poate construi un cartier întreg. Winsun afirmă că ofertele pe care le vor lansa în acest an la nivel internațional vor include construcții mult mai complexe, cu mai multe camere și etaje. Medicina face un pas uriaș înainte. O echipă de chirurgi din Australia a realizat prima operație în care a implantat unui pacient două vertebre artificiale realizate la o imprimantă 3D. În cadrul unei intervenții chirurgicale care a durat 15 ore, expertul, ajutat de colegii săi, au implantat unui pacient de 60 de ani două vertebre realizate din titan. Pacientul suferea de o formă de cancer foarte rară care i-a afectat coloana vertebrală. Urmarea operației, în care i-a fost extirpată și tumora, pacientul va putea să meargă din nou. Potrivit cercetătorilor, reușita medicală deschide porțile unei noi ramuri în medicină. În viitor, cele mai multe proteze vor fi proiectate și realizate la imprimanta 3D, la costuri de câteva zeci de ori mai mici decât acelor clasice. Patronul unui magazin de telefoane mobile din Georgia a găsit o soluție inedită pentru a crește vânzările. Cum foarte mulți clienți evitau să cumpere iPhone-uri din cauza siglei Apple, care semnifică fructul interzis, mărul din care a mușcat Adam, omul de afaceri s-a gândit să cheme un preot. După ce a ținut o slujbă de sfințire în magazin, iar spiritele rele au fost alungate, oamenii au început să cumpere și telefoanele iPhone. Vânzările au crescut și clienții noștri sunt mulțumiți de faptul că pot cumpăra un telefon sfințit, a declarat patronul. După cazul revoltător din Argentina, unde mai mulți turiști s-au pozat cu un delfin care a murit sufocat, încă un caz similar face furor pe internet. Un american a postat pe Facebook un clip video în care vedem un tânăr care își face un selfie extrem cu un rechin. Jurnalistul Ashley Walters afirmă că imaginile au fost filmate pe plaja din Palm Beach, Florida. În clipul video vedem cum un bărbat scoate un pui de rechin din apă și se pozează cu el, spre satisfacția turiștilor care fac fotografii și filmează. Vestea bună este că după ce își face fotografii cu rechinul, bărbatul eliberează rechinul în ocean. Organizațiile de protecție a animalelor s-au sesizat în acest caz, afirmând că prinderea anumitor specii de pești este ilegală și se sancționează cu amendă și chiar închisoare în cazurile extreme.